Doamne, Dumnezeul meu, Tu care ai făcut cerurile și pământul, care ai dat viața tuturor lucrărilor Tale, în acest ceas în care sufletul meu stă întristat și plin de mânie, întinde mâna Ta cea atotputernică și mă scoate din această întristare în care singur m-am afundat. Primește, Doamne, umilința mea rugăciune pe care o îndrept către Tine cu siguranța că mă vei ajuta. Fii alături de mine, Doamne, nu mă părăsi niciodată. Iartă-mă că greșesc mereu înaintea Ta. Îmi aduc aminte primele zile când mă rugam Ție cu credință și tânjesc după ele. Am ajuns să-mi fie rușine cu Tine, Doamne, și de aceea Te rog să mă ierți și să mă miluiești. Nu Te-am mărturisit în fața oamenilor, Doamne, Dumnezeul meu, și în loc să fiu încredințat că Tu existi, am mărturisit greșit despre Tine. Iartă-mă, Doamne al meu! Auzi glasul rugăciunii mele și cererea mea, căci mă rog către Tine precum David psalmistul care zice: Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, în adevărul Tău. Auzi-mă în dreptatea Ta și să nu intri la judecată cu robul Tău, că nu se va îndrepta înaintea Ta tot cel viu. Păcate mari mi-au cuprins sufletul, ca niște lanțuri mă țin și îmi frâng puțin câte puțin trupul. Zilele trec, anii se duc și eu rămân același păcătos. Dar Tu, Doamne, nu vei înceta să mă asculți. Tu mă vei ajuta, Doamne al meu, și mă vei sprijini. Vei fi alături de mine ziua și noaptea, la bucurie și necaz. Căci Tu, toate le rânduiești cu mare înțelepciune și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.